Sute de pachete cu țigări moldovenești și zeci de litri de băuturi alcoolice contrafăcut au fost ridicate de la un cetățean din Hârlău în urma unei percheziții la domiciliu. Bărbatul trecut de vârsta a doua s-a ales cu dosar penal pentru evaziune fiscală și contrabandă cu țigări. Locuința unui bărbat din Hârlău a fost luată cu asalt de către polițiști ieri dimineață. În urma unui mandat emis de judecătoria din oraș, s-au găsit și ridicat sute de pachete de țigări și 185 de litri de băuturi alcoolice contrafăcute și 380 de lei. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și contrabandă cu țigări. La data de 30 iulie, la ora 6:30, în baza unui mandat de percheziție emis de judecătoria Hârlău, polițiștii din cadrul secției 9, Poliție Rurală Hârlău, au efectuat o percheziție la domiciliul unei persoane din comuna Scobin. Cu ocazia percheziției domiciliare au fost găsite și ridicate în vederea continuării cercetărilor sigarete de proveniență din Republica Moldova, băuturi susceptibile a fi alcoolice, precum și o sumă de bani. În cauza, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și contrabandă cu țigări, iar cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor comiterii acestor fapte, urmând a se propune soluție legală prin parchet. Controle au făcut și polițiștii din Pașcani în târgurile din comunele din apropiere de Pașcani. Spre exemplu, a fost depistat un bărbat de 52 de ani din Hălăucești, care folosea un cântar neavizat metrologic, fapt pentru care a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 500 de lei. Au fost controlați 15 agenți economici, fiind legitimate 46 de persoane. Au fost date 8 amenzi în valoare de 2500 de lei.